V-a părut cândva rău pentru faptul că nu ați petrecut suficient timp cu copiii? Posibil și mai mult v-a părut rău când cineva v-a zis că nu petreceți timp suficient cu copiii. Mai ales dacă aveți o slujbă ca a mea, când a trebuit totdeauna să fiu mult plecat, cam 9 luni din 12 în an sunt plecat în lucrarea Evangheliei, plecat departe și cred eu că ați avut și dumneavoastră oameni care poate chiar au încercat să vă țină și lecții, că trebuie să petreceți mai mult timp cu copiii, să petreceți timp cu copiii. Pe de altă parte, am văzut oameni care chiar nu petrec timp cu copiii. Vin acasă și ei preferă să petreacă timp în fața televizorului, citind ziare, dar numai nu cu copiii. Mulți copii se plâng de aceasta, că părinților nu petrec timp cu ei. Însă tot ce am vrut să vă spun că este foarte multă discuție cu privire la aceasta, a petrece timp cu copiii, și despre aceasta se vorbește, că trebuie să petreci timp cu copiii, să petreci timp cu copiii. Apoi unii spun timpul acesta trebuie petrecut calitativ, și când vorbește despre calitativ înseamnă cu copiii să mergi, să vizitezi ceva, să zicem să mergi la grădina zoologică, să mergi să privești un film cu ei, nu știu ce să mai faci cu ei. Eu vreau să vă accentuez un lucru din Sfintele Scripturi. Nicăieri în Biblie nu am găsit o poruncă așa că părinții trebuie să petreacă mult timp cu copiii. Dar am găsit o poruncă care spune cum trebuie să fie timpul acesta. Și iată, în Deuteronom, capitolul 6, eu voi începe de la versetul 4 ca să înțelegem contextul. Spune, ascultă Israele, Domnul Dumnezeul tău este singurul Domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Și poruncile acestea, Biblia, poruncile acestea pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta. De la versetul 7 spune așa, să le întipărești în mintea copiilor tăi. Deci preocuparea unui părinte trebuie să fie în primul rând să întipărească în mintea copiilor săi legea lui Dumnezeu. Și asta cere timp. Atunci vei avea nevoie de timp, înțelegi că îți trebuie timpul pentru a întipări în mintea copiilor tăi legile acestea ale lui Dumnezeu. Și asta, dragi părinți, este cea mai mare responsabilitate pe care o avem noi ca și părinți. Da, noi suntem responsabili să le asigurăm hrană copiilor noștri, să le asigurăm îmbrăcăminte copiilor noștri, să le asigurăm o cameră unde să locuiască, un acoperiș, un așternut cald, să le asigurăm studii la școală. Suntem responsabili de la Dumnezeu să le asigurăm o creștere normală. Să le asigurăm un climat emoțional bun în familie, însă cea mai mare responsabilitate pe care o avem noi de la Dumnezeu este să învățăm cuvântul Său. Dumnezeu ne-a încredințat acești copii să se nască în familiile noastre și să crească în familiile noastre și noi să-i pregătim pentru veșnicie în primul rând și apoi pentru viața aceasta. Și pregătirea nu poate fi nicicum altfel decât prin cuvântul lui Dumnezeu, prin poruncile lui Dumnezeu. Noi trebuie să învățăm învățătura sănătoasă a lui Dumnezeu și numai așa noi ne îndeplinim rolul nostru de părinți. Dacă noi nu învățăm cuvântul lui Dumnezeu, dacă noi nu învățăm poruncile lui Dumnezeu, noi am ratat în cel mai important lucru. Noi am ratat să-i pregătim pe copiii noștri pentru viață. Și aici spune așa, să întipărești în mintea copiilor tăi legile acestea. Cum? Să vorbești de ele când vei fi acasă. Deci când vii acasă de la servici și ești acasă cu copiii tăi, să le vorbești din legile acestea, să le spui, să înveți legile acestea. Spune, când vei pleca în călătorie, dacă pleci în călătorie, nu știu, asta poate fi o călătorie de serviciu, poate fi o călătorie pentru odihnă, mergi la odihnă, oricine ar fi, orice călătorie, dar nu e vorba de neapărat o călătorie lungă. Să zicem, mergi din Chișinău să-ți vizitezi părinții tăi la țară, vii de la țară înapoi, orice călătorie, oriunde nu mergi, cu alte cuvinte, profită de orice clip în care copilul este alături de tine și tu poți fi cu el. Și zice, când vei pleca în călătorie, când te vei culca acasă și când te vei scula, totdeauna să le vorbești copiilor tăi și trebuie să le întipărești în minte. Deci copiilor le vor fi întipărite în minte legile acestea prin faptul că părinții lor le vor vorbi continuu despre aceste legi. Vor folosi orice prilej pentru a le vorbi despre aceste legi. Acum,
Este foarte important să te pregătești pentru aceasta. Iată, eu acum am venit să vă spun un mesaj. Să știți că l-am planificat mesajul acesta, am notițele mele scrise aici și am notițe pentru diferite mesaje. Ei, ca și pastor la biserică când vin, mă pregătesc. Am venit la tabăra aceasta, trebuie să mă pregătesc pentru fiecare mesaj care îl dau. Acum, într-o oră, voi preda aici la tabăra muzicală creștină, voi preda o lecție despre cântarea de jale. M-am pregătit lecția aceasta, am un plan, tot am pregătit și voi merge să predau acolo. Ori de câte ori este nevoie să dau învățătură, să predic, să dau lecții, trebuie să mă pregătesc. Ei, exact așa, ca și părinte, trebuie să am un plan. Deci când vin acasă, trebuie să am un plan în mintea mea. Despre ce le voi vorbi eu copiilor? Bine, când voi sta cu ei la masă? Ce vreau eu să învăț pe copiii mei în seara aceasta? Ce vreau să învăț în dimineața aceasta? În călătoria aceasta, ce vreau să vorbesc eu cu copiii mei? Ce să le vorbesc eu copiilor mei? Ori de câte ori știu și am binecuvântarea aceasta, să petrec ceva timp cu ei, oriunde n-ar fi, în orice împrejurări, trebuie să le vorbesc din cuvântul lui Dumnezeu. Făcând așa, noi le asigurăm fericirea lor. Zice să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Să le legi ca un semn de aducere a minte la mâini și să-ți fie ca niște fruntării între ochi. Să le legi pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Și iată așa, deci toate acestea trebuie să le facem ca copiii să învețe. Mai mult, zice, când fiul tău te va întreba într-o zi ce înseamnă învățăturile acestea, legile acestea și poruncile acestea pe care vi le-a dat Domnul, tu să răspunzi fiului tău și să-i spui totul. Ori de câte ori copilul are întrebări din Sfintele Scripturi, vorbește-i. Ori de câte ori copilul te întreabă orice fel de întrebări de viață, trebuie să-l îndrepți din nou și din nou la Sfintele Scripturi. V-am mai spus, îmi pare, că într-o emisiune, cum odată erau copiii mici și eram la Lăpușna, la socrii mei. Ne-am dus să mâncăm dude. Noi le zicem la Lăpușna agude, dude, copacul acesta dud în care s-a urcat Zacheu, el crește și la noi în Moldova. Și atunci eu, fiind acolo la copacul ăsta, m-am gândit că am un grozav prilej acum să le vorbesc copiilor despre pocăință. Și le-am spus, copii, dar voi știți când Biblie scrie despre agude? Tata, tu la tine tot, despre tot scrie în Biblie. Dar vă zic precis că scrie din Biblie. Ați auzit despre Zacheu? Și am început să le povestesc istoria cu Zacheu în timp ce noi mâncam dudele celea. Le-am povestit istoria cu Zacheu. După asta s-a încins așa o discuție. Ne-am dus și ne-am așezat sub o tufă de vie și am stat, cred că vreo 2-3 ori, că au avut foarte multe întrebări din Apocalipsa. Copiii mici fiind, ei aveau întrebări din Apocalipsa. Cum e aceea? Cum e aceea? Cum va fi acolo? Cum e împărăția cerurilor? Cum e în iad? Cum e aceea? Și eu am folosit posibilitatea aceasta să le vorbesc din Scripturi. Bine, vă dau ca un exemplu. Scriptura spune că noi trebuie să folosim absolut orice moment care îl avem, orice posibilitate pe care o avem, să o folosim pentru a învăța pe copii. La Efeseni, deschideți, vă rog, cu mine, la Efeseni, capitolul 6. Aici exact același lucru scrie din nou. Zice, și voi, părinților, capitolul 6, versetul 4. Zice, și voi, părinților, nu întărătați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. Mustrarea aici înseamnă disciplina. Copiii noștri au nevoie să fie învățați disciplină. Asta e cel mai important lucru pe care noi trebuie să le dăm lor, să învățăm disciplină care apoi îi va ajuta să trăiască o viață fericită. Acolo unde ei nu învață disciplină, ei nu vor putea trăi o viață fericită. Deci noi trebuie să-i creștem în disciplină, să-i deprindem cu disciplina și să-i învățăm mustrarea. Să-i creștem în învățătura Domnului. Învățătura Domnului este cuvântul lui Dumnezeu. Asta să învățăm continuu. De aceea, dragii mei, faceți-vă bine socoteala. Cum petreceți timpul cu copiii dumneavoastră? Oricum nu-l veți petrece, oricât de mult n-ați cheltui, ori la ce vacanță grozavă n-ați merge, orice n-ați face pentru copiii dumneavoastră, dacă nu-i învățați cuvântul lui Dumnezeu, nu vă ajută la nimic. Trebuie să învățăm pe copiii noștri oricând, spune, în călătorie, fiind acasă, fiind în călătorie, când te culci, când te scoli, apropo, când te culci, cât copilași au fost mici, când veneam acasă, luam Biblia și mă băgam în așternut cu ei. Când adormeau ei, mă băgam în așternut cu ei, deschideam Biblia și le citeam. Alegeam cărțile istorice din Biblie pentru că să ascult ei istoriile acestea din Biblie. Și vreau să vă spun, copilașii stăteau și nu-i mai lua somnul. Dar eu citeam până când ei adormeau, vroiam să adormă cu imaginile astea toată noaptea, să visez lucrurile care le-am citit din Biblie. Dimineața să se trezească cu ele. Și mă amintesc cum uneori puteam să citesc 10 capitole, ei mă puneau să citesc 15 capitole, citeam stând cu ei
în așternut. Puteam sta o oră, două și le citeam cu plăcere. Bancă, mi-amintesc cum era la noi mama soacră și ea își lua un scăunel, venea și ea și se așeza și ea era foarte curioasă și ea să asculte istoria aceea, cum le bine, eu încercam să o fac teatralizat, să spun tot, cu vocea, cu tot, așa, ca lor, să le fie interesante. Și mi-amintesc cum venea ea chiar și asculta. Și vedeți, nu inventam nimic, luam scriptura și citeam carte după carte. Ei ascultau, ei știau conținutul și mintea copilului este fragedă, ea întipărește tot, nu întâmplător, spune acolo, întipărește în mintea lor, pentru că mintea lor permite să întipărești. Ei, toate imaginile, toate istoriile, toate și ei, așa le iau, de parcă îi viu. Chiar mi-amintesc odată cum, știți că avem o fată, Tica, și un băiat, Daniel, și altul, David. Și mi-amintesc cum odată citeam istoria lui David cu Goliat și când se dau pagină, am făcut o pauză și băiat David mă întreabă Daniel mă întreabă, zice, și ce-a făcut Davică mai departe? Noi Davică îi spuneam la nostru de acasă, pentru el era Davică la nostru de acasă, era Davică și acela. Dar pe urmă, la un moment, când am terminat de citit istoria, David, băiatul, se oprește, tata, dar când am făcut eu asta, zice, ca să vă închipuiți cât de tare copilul s-a identificat cu tot ceea ce era acolo, că el întreabă, dar când am făcut eu asta? Iată. Așa efect are, de aceea, dragii mei, petreceți timp cu ei, orice timp care îl aveți, nu amânați, că noi tot amânăm și trece viața. Lucrurile cele mai importante din viață, noi le amânăm. Folosiți orice moment pe care îl aveți ca să învățați pe copiii dumneavoastră. Solomon spune în cartea Proverbelor, zice, când eram fiu fraged la tatăl meu, când eram la tatăl meu, tatăl meu îmi spunea așa, tatăl meu îmi spunea așa. David, care era împărat, care împărat înseamnă multă responsabilitate, dar David a învățat, nu știu dacă i-a învățat tot așa pe toți copiii lui, dar cu siguranță că pe acesta care trebuia să urmeze la tron, l-a învățat foarte mult el personal. Și el i-a spus, și așa de bine s-a întipărit toată învățătura aceasta la Solomon, încât Solomon, pe urmă, toată învățătura primită de la tatăl său, a așternut-o în cartea Proverbelor, pentru că David a investit mult și timpul care l-a petrecut cu Solomon, l-a învățat. Așa să ne ajute Dumnezeu pe noi să facem. Tare mult vreau să vă recomand, dragii mei, materialele de studiu biblic inductiv pentru copii. Noi avem niște materiale excepționale și știți, materialele acestea, ele sunt unicale prin faptul că ele nu sunt istorioare despre Biblie, dar îl ia pe copil direct în textul biblic. El studiază textul biblic, își formează deprinderi de a studia Biblia, el cugetă, el învață să mediteze la Cuvântul lui Dumnezeu. Și iată, de exemplu, avem un manual Iona, Cartea Iona, este primul care a apărut din seria aceasta. Avem un manual Doamne, învață-mă să mă rog pentru copii, unde ei învață rugăciunea Tatăl nostru, dar o învață bine, ca să, în contextul Scripturii, să înțeleagă fiecare adevăr. Avem diferite personaje, Iosif, Avram, avem de asemenea, este un curs Vai, am dat de probleme și acolo este epistola lui Iacov și copilașii învață epistola lui Iacov. Epistola 2 Timotei învață într-un curs cum să devii campionul lui Dumnezeu. Deci sunt niște cursuri excepționale, foarte mult vă îndemn, faceți rost de cursurile acestea și cu întreaga familie. Așa am făcut noi, ne așezam cu întreaga familie și completam cursurile acestea și să știți că era foarte ziditor și pentru cei mari. Noi discutam, mergeam în ritmul copiilor, totdeauna mergeam în ritmul celui mai mic. Și cel mai mic, așteptam după el, scria pe silabe, așteptam după el, el scria, nota. Așa au învățat copilașii să scrie pe manualele acestea de studiu biblic. Tare mult vă îndemn. Nu cred că i-am învățat pe copiii mei mult sau destul. Am căutat să-i învăț, dar cred eu că au fost încă multe ocazii care le-am ratat să-i învăț și tare vreau să folosesc orice ocazie și acum, să nu cedez. Cât sunt tatăl lor în viață și câte sunt copiii mei, trebuie să folosesc timpul acesta pentru a învăța din Cuvântul lui Dumnezeu și asta e cel mai prețios ce le pot da. De asemenea, dragii mei, vreau să vă îndemn să vă înscrieți copiii la activități unde vor fi învățați Cuvântul lui Dumnezeu. Numai decât înscrieți-i la școala duminicală a unei biserici. Și dacă locuiți în Chișinău, vă invităm la școala duminicală, care este condusă chiar de Lenuța Suman, care acum filmează acest mesaj. Ea conduce foarte bine. Le-am primit examen la sfârșitul anului. M-am uimit când am văzut ce mult au învățat copilașii aceia Cuvântul lui Dumnezeu și cât de bine îl știau. Lenuța bine a organizat procesul acesta. Aduceți copiii dumneavoastră la școala duminicală la noi, în fiecare duminică la ora 2. Suntem pe strada Ciocârliei 2/8. Vă așteptăm cu bucurie.
Și copiii dumneavoastră vor învăța acolo, dumneavoastră veți învăța din cuvântul lui Dumnezeu. Apoi știți că avem un club mare de taekwondo, federație de taekwondo, unde învățăm cuvântul lui Dumnezeu. Toți copiii care vin, prima oră înainte de antrenament, ei studiază Biblia. Tot folosim materialele acestea. Dați copiii dumneavoastră să învățăm din cuvântul lui Dumnezeu. Avem o școală de limbă engleză, unde tot așa învățăm. Avem materiale din studiile acestea chiar aici, pe canalul Moldova Creștină. Folosiți orice ocazie ca să învățați pe copiii dumneavoastră cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă acest mesaj v-a fost util dumneavoastră, vă invit ca să-i dați un like, puneți un like la acest mesaj și, de asemenea, dacă aveți o experiență frumoasă care vreți să o împărtășiți, scrieți experiența aceasta care credeți că îi va încuraja pe alții sau un sfat care îl veți da altora, care îi va ajuta pe alții și vor învăța cum să pună în aplicare învățătura din acest mesaj. Scrieți-l la comentarii. De asemenea, dacă credeți că mesajul acesta va fi util altor părinți, poate ar fi bine să-l ascultați chiar în biserica dumneavoastră, la serviciu să-l puneți, după serviciu să rămână părinți. Să-l ascultați cu ei toți și să-l discutați. Va fi bine dacă îl veți asculta împreună și apoi îl veți discuta ca să vedeți cum îl implementați dumneavoastră. Sau poate vreți să le-l trimiteți un link, poate ei sunt departe. Distribuiți-l în rețeaua dumneavoastră de socializare, pe Facebook, Adna Klasnik, Contacte sau unde sunteți dumneavoastră. Puneți acolo ca să-l vadă prietenii dumneavoastră, să-l asculte părinții și să ia învățătură de aici ca să-și îndeplinească cea mai importantă responsabilitate pe care o au ei în rolul lor de părinte. Și așa să le întipărim copiilor cuvântul lui Dumnezeu, să învățăm cuvântul lui Dumnezeu și aceasta le va asigura fericirea pe acest pământ, aceasta le va asigura fericirea în veșnicie și aceasta ne va asigura fericirea nouă ca și părinți. Noi ca și părinți vom fi fericiți când vedem că copiii noștri îl urmează pe Dumnezeu. Și să știți că e cea mai înțeleaptă investiție pe care o putem face. Dacă le dăm învățătură sănătoasă, toate celelalte le vor avea. Viața le va fi binecuvântată. Nu vor duce lipsă de nimic. În toate privințele va fi bine. Dacă nu le dăm învățătură sănătoasă, nu se vor putea bucura de toate celelalte nici de cum. Dumnezeu să ne ajute să fim înțelepți. Învățați pe copiii dumneavoastră. Petreceți timp, orice timp pe care îl petreceți cu copiii dumneavoastră, învățați-i din Sfintele Scripturi. Așa să vă ajute Dumnezeu.